Aceasta este țeava pe care o voi introduce în forajul pe care l-am făcut cu acea sculă cu care am forat sub presiunea apei sau cu presiunea apei. Dar după cum vedeți, am pus un capac, iar restul este etanș, deci nu are cum să tragă apă. Astăzi am să vă arăt cum se găurește țeava, cum se montează filtrul și cum se face filtrul. Deci e un filtru, am cumpărat un filtru de pe internet. Este un filtru din pânză. Este acesta, ca un ciorap. O să-l vedeți când îl montez. Dar nu putem să-l punem pur și simplu pe țeavă, trebuie să găurim, după care să facem niște distanțiere ca să nu se găurile să nu se înfunde. Dar asta trebuie să mă urmăriți dacă vreți să vedeți. Da, și să-i dăm bătaie. Pentru început, un burghiu de 7, dacă nu mă înșel. Și să dăm găuri. Cam din 6 în 6 cm, 7 cm, cam pe acolo. Plus minus. Folosesc o țeavă de 3 cm din plastic. O cunoaște toată lumea. Nu știu câți țoli, dar un țol jumate. Un țol jumate, ceva de genul. Voi găuri țeava aproximativ 1 metru, deoarece pânza freatică la care vreau să ajung este cam la aproximativ nisipul unde este pânza freatică, este cam 1 metru. Și atunci eu trebuie să scot tot nisipul acela ca să se formeze acea bulă de aer în care se va aduna apa. Da, mai două și gata. Acum invers. Bineînțeles, nu la aceeași linie, între ele, aceste găuri. Da? Voi începe de jos. Da? Deci aceasta este țeava noastră gata, găurită, care o vom introduce jos. Dar înainte de a pune filtrul, trebuie să facem acea distanță pe care vom prinde filtrul. Iar acea distanță o vom face cu acest șnur. L-am luat de la Aldi. 7 euro, mă gândesc, 6,99, vreo 40 de metri. De care ține 35 de kg. M-am gândit, am zis, bă, n-am găsit altceva ca distanțier și am zis să iau șnurul ăsta, este plastic, nu va putrezi, o să putrezesc înaintea lui. De aia este cel mai bun. Dacă puneam sârmă, ori cup, orice sârmă puneam, nu era mai bună decât acest șnur din plastic. Așa. Pentru început voi prinde cu, nu știu cum le ziceți voi, cu cablă bindă, fluturaș,
nu știu dacă le zice fluturaș. Egal, cum îi zice, îi zice, cu el am să prind, să nu fugă. Așa, iar acum voi începe să înfășor de jur împrejur. Nu știu dacă v-ați dat seama la ce m-am referit când am zis, dar o să vă dați seama imediat când am să termin. Așa, după ce ajungem aici în capăt, o luăm înapoi. Până unde ajunge șnurul. Nu știu dacă ajunge până la capăt, dar egal. Important este să dați o dată. Dar se pare că ajunge la fix. Așa e, când ești meseriaș, ești meseriaș. Nu? Așa. Venim aici, mai dăm cu un fluturaș, cum doamne zice, nu știu. Așa, puteți observa cum arată. Și acum să începem filtrul. Este un filtru special, da? Deci puteți să puneți și ciorap licra, licra, ăia de femei, cred că licra se cheamă. Puteți să puneți și ciorap din ăia, dar na. Eu sunt în Germania și am zis, bă, mai ales că fac și video ăsta, am zis, bă, chiar să pun ciorapi ca filtru, nu dă bine în video. Dar puteți să puneți și ciorapi lică. Da? Acum măsurăm. O dată puțin mai lung și de două ori. Îl punem la dublu să nu se ufunde. Bun. Pe 10 metri de filtru am dat 20 de euro. Vă dați seama ce ciorapi cumpăram susie de 20 de euro. Hai, așa, și acum introducem țeava. Aha, da, nu-i bun. Asta îmi taie filtrul. Așa. Așa, aici facem așa. Așa. Și acum să introducem, facem așa frumos, cu toate că aș putea să-l fac acum direct la dublu, dar văd dacă mi-o iasă, exact ca cum vedeți la soțiile voastre, să nu fiți pe invers, că dacă sunteți pe invers, cum faceți la voi, ia uite așa frumos. Așa. Acum să rămân aici
iar unul din ăsta. A venit și ploaia. Da, sunt sub nucul ăsta meu. Poate să fie furtuna, furtunii aici, apă pe mine nu vine. Așa. Un nod aici. După care îl faceți din nou și îl introduceți înapoi. Hai da vino. Ia uita ce frumos. Deci, parcă asta fac zi de zi. Parcă nu fac righips. Parcă din asta fac zi de zi. Hai să-l dau aici mai sus. Așa. Și acum îl vedeți? Se mișcă, da? Deci pot să-l rup când îl introduc în gaură, aș putea să-l rup. Să fie asigurat și după aceea vă explic și de ce se pune acest nur. Ca să fie asigurat, iar așa puneți din 15 în 15, 10 în 10, puneți acești fluturași, nu știu exact, e, cum le spune, le spun, îi puneți acolo. Dacă aveți, dacă nu, dați cu sârmă. Eu, Doamne ajută, sunt Germania, am. Dacă eram în România, probabil că nu aveam. Dar cu toate că în România aveți mai multe ca mine. Nu m-aș mira să n-aveți de 3 ori mai multe din astea ca mine. Așa e românul, îi place să aibă. Hai să-mi dau una aici. Cu toate că aici nu mai sunt găuri. Obligatoriu nu este să le tai, dar dă bine în video și de-aia am să le tai. Așa. Așa arată filtrul care va veni pe fundul forajului. Ceava are vreo 12 metri, v-am zis în videoul trecut, la, sau o să vă zic în videoul viitor, nu știu cum va fi rândul videourilor. La aproximativ 10 metri, 10 metri jumate, sper și am curajul să cred că voi da de apă. Voi fura cu acea sculă confecționată de Mr. Geneu, după care voi introduce această țeavă cu acest filtru, iar și atunci, după care voi începe să scot apa cu o pompă sau două pompe. Asta, de fapt nu, cu o pompă, că am doar o pompă care pot să scot, am două cu care forez. După care voi începe să scot apa, nisipul de pe fundul forajului sau găurii forate. Dacă, și acum să vă zic motivul pentru care am pus acest nod.
Dacă lăsam doar acele găuri, exista tendința să se înfunde. Gândiți-vă că trag, se puteau înfunda acele găuri cu nisip. Deci filtrul, se înfunda filtrul în acea zonă cu nisip și nu mai puteam să trag apă. Făcând acum aceste zigzaguri, filtrul nu este lipit de țeavă, deci nu mi se va înfunda. Probabil se va înfunda în 10 ani, o să trebuiască să bag compresorul, să bag presiune, să suflu, să fac, să dreg, dar mă gândesc, poate după 3 ani o să fac chestia asta, nu știu, dar deocamdată un an, 2 ani, 3 ani o să am liniște și pace, nu mi se va înfunda acest filtru. Când mi se va înfunda, voi lua compresorul, voi băga aer, voi desfunda iarăși filtrele, filtrul acesta și voi avea iarăși pace și liniște vreo 3 ani de zile. Dacă mi se va înfunda de tot, după cum puteți să vedeți, am din asta, macara din asta așa la brâncă, care trage o tonă, voi trage țeava din nou afară, voi fora din nou și o voi introduce din nou. Deci țeava asta și filtrul acesta până mulți ani de acum încolo o să fie funcționabil. Da, într-un alt video am să vă arăt și cum se confecționează recipientele din care trageți apă să furați puțul. Apa, când va ieși afară din foraj, să nu se ducă pe câmp în jos și etc. Dar pentru asta trebuie să mă abonați, să mă distribuiți, să dați like, subscribe, clopoțelul. Deci clopoțelul ăla este, cred că, mai important decât multe chestii, deoarece acel clopoțel vă va anunța când voi posta ceva nou. Da. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Este foarte, foarte important această chestie cu forajul de puț, deoarece voi plătiți bani grei pentru să aveți apă, când puteți doar cu 100-150 de euro, maxim 200 de euro, puteți să aveți apă în propria curte, care vă faceți voi. Tot ce trebuie să faceți, să mă urmăriți. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și pe data viitoare numai bine!